Primarul din Crevedia, care ar fi tolerat activitatea ilegală a stației GPL și cel din Caracal, al cărui fiu controla afacerea cu gaz lichefiat, și-au pierdut astăzi calitatea de membri PSD. Întrebat dacă cei doi vor avea totuși susținerea partidului la alegerile locale de anul viitor, președintele PSD Marcel Ciolacu a evitat un răspuns categoric și a precizat că decizia aparține organizațiilor județene. O decizie luată de către Consiliul Politic Național. Deciziile de candidaturi la primării sunt de către președinții de organizații județene. Am vorbit cu ambii președinți, unde au activat până acum din interiorul Partidului Social Democrat, atât la Dâmbovița cât și la Olt. N-am văzut niciun președinte care ar mai dori să susțină candidatura lor. Nu stați și cu noi de vorbă? Nu vă simțiți în niciun fel vinovat pentru ce s-a întâmplat? Ați vrut să faceți doar act de prezență? De ce ați venit aici după ce o săptămână v-ați ascuns? La începutul săptămânii, primarul din Crevedia spunea că nu știe ce se întâmplă la stația GPL și că n-a văzut nimic. Am trecut pe acolo poate două ori pe săptămână. Nu am văzut nimic. Poarta închisă și atât. Cum a intrat în posesia acelui teren? A fost vorba despre un schimb de teren? Nu știu. Nu eram la vremea aceea în administrație, nu aveam nicio treabă. Dar cunoașteți documentele depuse la... Tot dosarul care a fost cerut acum de organele competente, avem și au cerut toate documentele, le-am pus la dispoziție. Sunt acolo la dosar. A fost un schimb de teren în primăria? Nu știu. Dacă Florin Petre, primarul din Crevedia, a fost trecut pe lista neagră în cazul lui Ion Doldurea, primarul din Caracal și unul dintre principalii donatori ai partidului, atitudinea liderilor PSD a fost mai degrabă îngăduitoare. Primarul de la Caracal, eu l-am rugat să candideze pentru PSD, pentru că am avut doi primari care nu și-au făcut treaba în cele două mandate anterioare și l-am rugat să candideze. Sigur că am o legătură politică. Toți avem copii, dacă mă întrebați pe mine fiul meu, nu știu ce face fiul meu, care are 36 de ani. Abar n-am ce face. Vom analiza la momentul respectiv. Eu sunt fiul cuiva. Fiecare dintre noi suntem copiii cuiva. Da? Nu. Cred că e un lucru normal. Ce este cel mai important și acest lucru vi-l garantez și eu și domnul ministru de interne și doamna ministru a justiției. Cine se va face vinovat va suporta rigorile legii fără excepție. În ciuda sancțiunilor pe linie politică, atât Florin Petre cât și Ion Doldurea vor rămâne primari în localitățile lor. Potrivit legii, ei și-ar fi pierdut funcția de primar doar în cazul în care demisionau din partid. Cei doi edili n-au putut fi contactați pentru un punct de vedere.